Grupul de jurnaliști moldoveni angajați ai posturilor de televiziune, ale căror licențe au fost suspendate prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, au revenit astăzi de la Bruxelles. Jurnaliștii au informat deputații europeni despre ceea ce se întâmplă în țara noastră, inclusiv despre încălcarea dreptului la libera exprimare. Jurnaliștii au avut mai multe întâlniri cu oficiali europeni, iar colega noastră, Tatiana Lupan, a înregistrat și un interviu cu directorul Institutului Francez de Justiție, Pierre-Marie Seuf. Expertul european susține că astfel de decizii, precum suspendarea licențelor posturilor de televiziune, pot fi luate doar de către instanțele de judecată. Într-o democrație europeană, puterea poate spune că vrem să închidem canalele, dar după aceea poate fi făcut un recurs și se poate ajunge la un proces de judecată, unde judecătorul va decide în cadrul legii dacă decizia a fost luată legal. În orice democrație ar trebui să existe dreptul de a contesta o decizie în instanță. În privința închiderii celor 6 canale TV, nu a existat un proces. În plus, potrivit lui Pierre-Marie Seuf, înainte de aderarea Republicii Moldova la UE, nu este necesară modificarea completă a legislației moldovenești, dar după aceea, judecătorii moldoveni vor trebui să acționeze conform legilor Uniunii Europene. De îndată ce intri în Uniunea Europeană, respectă legile europene. Deci, oricare ar fi decizia pe care o vor lua, fie că și-au schimbat sau nu legile, judecătorii moldoveni vor trebui să folosească legile europene. Acesta se numește efect direct. Toate țările europene respectă legile europene, de îndată ce devin parte a Uniunii Europene. Amintim că o delegație de jurnaliști moldoveni s-a aflat la Bruxelles începând din 21 martie. Pe lângă întâlnirile cu oficialii europeni, colegii noștri au susținut un flash mob în fața Parlamentului European, subliniind că vor continua să lupte pentru fiecare jurnalist care vrea să-și facă onest munca în țara noastră. De asemenea, colegii noștri au participat la o masă rotundă dedicată sectorului media din Europa și provocărilor cu care se confruntă mass media în lumea modernă. În cadrul mesei rotunde a avut loc o discuție despre țara noastră. Europarlamentarul Sabine Verheyen a menționat că dacă țara noastră aspiră la statutul de țară membră a UE, atunci va trebui să aprobe standarde care să asigure independența mass-mediei și pluralismul de opinie, iar această problemă va fi cu siguranță pusă în discuție la stadiul negocierilor privind aderarea țării noastre la UE.